frați slujitori, și dacă văd eu bine, cred că la momentul acesta suntem numai frați. Domnul ne-a binecuvântat până aici, de la începutul acestei conferințe, de aseară, prin cuvântul său, prin tot ce s-a spus aici și s-a lucrat în mijlocul nostru, prin cuvântul Domnului din această dimineață în care Domnul ne-a ilustrat așa de viu, așa de răscolitor, integritatea, testul sever al integrității lui Iosif și biruința pe care el a câștigat-o în fața tuturor testelor, rămânând același până la capăt și primind binecuvântarea Domnului deplină și revărsând apoi binecuvântarea aceasta peste alții. Am văzut că Dumnezeu a îngăduit ca integritatea lui Iosif să fie testată. Și Ieremia, prorocul, spunea, rugându-se Domnului, că și tu ești un Dumnezeu care testează pe cel neprihănit, încearcă pe cel neprihănit. Și tema acestei a doua secțiuni a conferinței noastre este provocări contemporane asupra integrității slujitorilor lui Dumnezeu. Având în vedere tema generală a conferinței noastre, cred că este chemarea lui Dumnezeu, s-a afirmat lucrul acesta, Biblia o susține cu tărie, este chemarea lui Dumnezeu pentru noi credincioșii, pentru slujitori în special, de a trăi o viață de integritate, un mod de viață să fie acesta pentru noi, dar în același timp Domnul îngăduie ca să fie testată, provocată integritatea noastră, pentru a fi pusă în evidență mai bine, mai strălucitor sau pentru a deveni conștienți de slăbiciunile sau lucrurile în viața noastră care trebuie îndreptate. Aș vrea să citesc un singur verset din epistola a doua a lui Pavel către Timotei, din capitolul 2, versetul 15 și pentru timpul acesta și nu numai, să fie o adresare directă a Domnului pentru fiecare dintre noi ca slujitori ai Domnului. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Cred că vom avea prilejul să vedem că testele, presiunile, provocările asupra integrității pe care le vom vedea, le vom analiza împreună, pun în evidență aceste calități în viața omului lui Dumnezeu sau slăbiciunea sau lipsa acestor calități. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om pe care El l-a testat, l-a încercat și a rezistat testului, ca un om integru care n-are de ce să-i fie rușine și ca un om care rămâne credincios în folosirea cuvântului lui Dumnezeu cu maximă responsabilitate față de oameni și față de Dumnezeu. S-a spus încă de aseară și este un lucru care este important să fie amintit în contextul temei conferinței noastre, că trăim în această perioadă care este numită postmodernism, dar aș vrea să folosesc un alt termen echivalent acestuia, un sinonim al acestuia. Perioada noastră se mai numește și perioada post-creștină. De ce? Pentru că în vremea aceasta, mai mult ca altă dată, autoritatea Scripturii în stabilirea adevărului, în stabilirea a ceea ce este bine și a ceea ce este rău, este direct contestat. Apoi, valorile cuvântului lui Dumnezeu, valorile iudeo-creștine, care au constituit standardele moralității și eticii societăților civilizate, astăzi sunt abandonate în mod deschis. Fapte care erau repudiate hotărât de societate sau erau condamnate, care se aflau altădată sub incidența legilor penale, nu numai că sunt acceptate astăzi, dar sunt chiar apărate de lege. Post-creștinismul, adică vremea aceasta care evoluează, reprezintă o provocare puternică și directă a crezurilor
a crezului nostru, a valorilor etice, morale și spirituale ale noastre ca oameni ai lui Dumnezeu și chiar a mesajului pe care noi îl transmitem în vremea aceasta, pe care noi îl vom transmite în perioada imediat următoare. Integritatea este foarte importantă pentru Dumnezeu, integritatea oamenilor lui Dumnezeu, a credincioșilor în general, a bisericii, dar în special a slujitorilor lui Dumnezeu care sunt chemați să fie modele în fața celorlalți, este foarte importantă pentru că integritatea este fundamentul pe care se sprijină lucrarea unui om al lui Dumnezeu, temelia puternică sau instabilă pe care se clădește lucrarea unui om al lui Dumnezeu. De aceea integritatea este prețioasă în ochii lui Dumnezeu, de aceea integritatea omului lui Dumnezeu, a oricărui slujitor al lui Dumnezeu, este ținta predilectă a diavolului. Este importantă pentru Domnul din motive pozitive, este importantă integritatea sau afectarea integrității unui slujitor al lui Dumnezeu pentru diavolul, care știe că în felul acesta poate submina în mod esențial lucrarea unui slujitor al lui Dumnezeu. Fie că lipsa de integritate într-un aspect vizibil sau într-un aspect ascuns poate să ducă cândva la un eșec vizibil, la o prăbușire vizibilă în fața oamenilor. Ceea ce s-a spus, s-a întâmplat în lumea creștină, se întâmplă și astăzi, în alte țări, în țara noastră, fie va duce la realitatea aceea pe care Domnul Iisus Hristos a împărtășit-o în învățătura sa, când a spus că în ziua aceea vor fi mulți oameni care au slujit Domnului și care vor putea să vină înaintea Domnului și să arate ce au slujit și ce au făcut și nu chiar lucruri mici, nu lucruri mărunte și nu lucruri puține. Ce va spune Domnul Iisus Hristos atunci unora, și ne dorim din toată inima nici unuia dintre noi să nu spună el acele cuvinte, este: duceți-vă de la mine că nu vă cunosc, pentru că n-ați fost integri. Pentru că ați fost lucrători ai fără de lege. Și nu neagă lucrurile pe care ei le scot în evidență, le vor scoate în evidență, nu le neagă, dar spune, a lipsit integritatea, a fost acolo prezentă fără de lege. Și atunci privim împreună la câteva provocări ale integrității credincioșilor în general, a slujitorilor în mod deosebit, în vremea aceasta. Am notat 7 dintre ele, nu cred că sunt toate, dar cred că sunt reprezentative și cred că au să ne comunice ceva. Și cea din tâi este materialismul, adică orientarea excesivă spre împlinirea nevoilor fizice, prețuirea pătimașă a lucrurilor materiale și a confortului în viața aceasta. Creștinii au fost de la început oameni legați de cer, oamenii cu cerul în inimă și oameni eliberați de lucrurile de pe pământ, mulțumind Domnului pentru ele, folosindu-se de ele cu mulțumire Domnului, dar liberi de ele. În epistola către evrei, autorul amintește credincioșilor: aduceți-vă aminte cum la început ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Poate să fie asta o bucurie? Poate cineva în liniște să primească așa ceva? Nu erau cuvinte exagerate, erau cuvinte adevărate. Ați primit cu bucurie răpirea lucrurilor materiale care erau ale voastre, care vă aparțineau, pentru că erați ca unii care știați că în cer cu siguranță aveți o moștenire, o bogăție mult mai mare decât asta. Și atunci ați avut tăria să nu vă prăbușiți pentru că aceste lucruri v-au fost răpite, pentru că v-au rămas acelea care nimeni nu le putea lua. Domnul Iisus Hristos a spus, citesc din Luca 12:15, vedeți și păziți-vă de orice fel de iubire de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. De asemenea, Petru apostolul, prezbiterul, cum se numește el, îndemna pe ceilalți prezbiteri, și acum noi suntem prezbiterii pe care îi îndeamnă Domnul prin acest lași cuvânt,
Păstoriți turma Domnului nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Pavel vine și contribuie și el la acest glas al lui Dumnezeu care se adresează credincioșilor, slujitorilor lui Dumnezeu și spune: dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns. Constatăm uneori însă părăsirea slujbei divine pentru a dobândi astfel de lucruri, de valori trecătoare pe pământul acesta. Dumnezeu, când cheamă pe un om la slujire, se leagă el însuși. Scriptura este plină de făgăduințele acestea, de angajamentele acestea a lui Dumnezeu să poarte de grijă slujitorilor lui. Cheamă slujitorii lui să poarte de grijă turmei, să se sacrifice pentru turmă, iar Dumnezeu preia nevoile acelui slujitor și se leagă el însuși să-i poarte de grijă. Uneori constatăm părăsirea slujirii sau bisericii pentru a sluji în altă parte unde se poate câștiga mai bine. Lipsa de integritate din acest punct de vedere, de credincioșie în acest punct de vedere, se vede de multe ori prin plecarea îndelungată și repetată de lângă biserică, de lângă turmă, în scopul câștigării de bani. Noi avem o reglementare în cadrul cultului nostru. Este de câțiva ani buni. Este o reglementare, o hotărâre a Consiliului Bisericesc care spune: un slujitor ordinat poate pleca din țară cel mult 2 luni într-un an. Și continuă acea hotărâre și spune: o lună fiind considerată concediu de odihnă, iar cea de-a doua, dacă așa alege, să fie 2, este considerată concediu fără plată. Așa se întâmplă în toate cazurile. Este un aspect la care Domnul ne cheamă să gândim și să medităm, pentru că turma este a Domnului, pentru că vom da seama de lucrarea noastră înaintea lui Dumnezeu și pentru că este o problemă de responsabilitate, este o problemă de a rezista presiunii acesteia. Să admitem, așa cum uneori așa de ușor să admite că un slujitor pleacă pentru că are și el familie și trebuie să-și întrețină familia. Și cu familiile celelalte care rămân în țară, cum rămâne? Și cine pleacă primul, păstorul sau oile? Sau pleacă păstorul și rămân oile? Și oile ce fac? Că rămân tot acolo de unde pleacă el. Dar, frații mei, realitatea aceasta a devenit așa de acceptată, așa de normală, că se ridică sprâncenele și se pune întrebarea: care e problema? Problema este părăsirea turmei. Problema este inconsecvența în încredere în Dumnezeu, care cheamă pe slujitorul lui, îl așează acolo dacă Domnul îl așează și îi poartă de grijă în mijlocul multor încercări, în mijlocul multor presiuni. Dar Dumnezeu s-a dovedit de mii de ani și se dovedește și astăzi credincios, slăvit să fie Domnul. Este un aspect în care realitatea vieții creează o presiune mare. O presiune care testează integritatea, consecvența, credincioșia, păstrarea principiilor pe care noi le avem și pe care noi le afirmăm. Căutarea lucrurilor materiale și financiare este o dimensiune care trebuie să se ocupe de preocuparea, să se ocupe de gândirea noastră în țara noastră. Foarte multe lucruri și foarte multe activități, sau unele activități, multe, mai multe de acum, se fac în scopul acesta de câștig de bani. Mi-aduc aminte, un timp în urmă am primit o scrisoare la centrul cultului care spunea așa: fraților, scriau câteva surori dintr-o biserică: ne bucurăm foarte mult că păstorul nostru este foarte apreciat în țară, este foarte mult invitat la evangelizări. Ne gândim cât de binecuvântați sunt frații aceia care primesc slujirea lui și ne gândim cât de binecuvântați am fi și noi, care suntem oile lui, să o primim, că noi suntem oile. Rar vine pe la noi, ne lipsesc predicile lui, dar știm că este chemat. De ce păstorul acela nu stătea acasă
Și foarte mult era plecat prin țară și prin afara țării. Că responsabilitatea era, în primul rând, pentru turmă. În primul rând, credincios în lucrul încredințat lui. E ușor să spunem, păi da, da, este evangelizare în Spania, este în Italia, este în Botoșani, este în Timișoara. Este. Dar Scriptura spune, încolo ceea ce cere Dumnezeu de la un ispravnic este să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Nici Domnul Iisus Hristos n-a făcut tot binele de care era nevoie în vremea lui. A făcut mult bine, dar nu pe tot. După ce El s-a înălțat la cer, au mai rămas bolnavi nevindecați, au mai rămas probleme nesoluționate, le-au soluționat apostolii și după aceea generațiile celelalte. Nici El n-a făcut tot binele de care era nevoie. În schimb, a putut să spună Tatălui: Tată, am împlinit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. O altă presiune a vremii acesteia este, pe lângă materialism și Duhul lui Dumnezeu să ne facă să gândim mai departe asupra acestui aspect, hedonismul, care înseamnă căutarea fericirii și semnificației în plăceri, în dragoste și în promovarea de sine. Este o presiune a lumii acesteia. Se manifestă în lumea fără Dumnezeu cu mare tărie, dar este o presiune și asupra bisericii și este o presiune și asupra slujitorilor lui Dumnezeu. Presiunile astea nu vin de la Domnul. Presiunile astea vin de la cel rău. Vin dintr-o societate tulburată de cel rău. Cu scopul de a provoca integritatea, cu scopul de a ținti acolo la încheietura aceea armurii și să afecteze integritatea oamenilor lui Dumnezeu. Senzualitatea, imoralitatea, pornografia se îndreaptă spre oamenii lui Dumnezeu, se îndreaptă spre credincioși, cu dorința de a le atinge viața, caracterul, mărturia, cugetul, curăția înaintea lui Dumnezeu. Diavolul caută să întineze viața slujitorilor și a credincioșilor în general. Îmi spunea unul dintre colegii noștri pastori, când chem pe tineri la consiliere premaritală și știm că nunțile se fac și în locuri publice, unul din lucrurile care le spun e că asigurați-vă că acolo, în localul ăla unde se va ține nunta, când mergem acolo cu toți frații, surorile, familiile, copiii, tinerii, nu ne întâlnim acolo cu ținute din acelea în care este imposibil să stăm 3, 4, 5, 6 ceasuri. Asigurați-vă de lucrul acesta. Așa de ușor poate deveni o obișnuință, o problemă, ca să avem priveliști care sunt inacceptabile înaintea lui Dumnezeu și chiar în biserică, s-a atins lucrul acesta și aseară, s-a atins și de dimineață, este neapărat necesar să îl atingem, fraților. Senzualismul, provocările acestea la necurăție, la gânduri, la tulburare, pare că nu se mai... este normal, este obișnuit în biserică. Zicea Dumnezeu în porunca lui preoților, când trebuia să se urce la altar, zice, dacă vei avea trepte și te urci pe trepte la altar, să-ți faci haine lungi până jos, ca să nu-ți descoperi goliciunea înaintea lui, înaintea cui? Înaintea altarului, că este altarul lui Dumnezeu. Și tu, bărbat, în slujba lui Dumnezeu, să nu-ți descoperi goliciunea. Care goliciune? Goliciunea picioarelor. Nu. Apoi zicea Domnului Moise să le faci haine preoților, să le faci izmene lungi, ca să nu-și descopere goliciunea când se vor înfățișa înaintea Domnului și nu vor muri. Atâtea goliciuni astăzi și nicio reacție. Atâta provocare astăzi, vin oamenii să asculte cuvântul lui Dumnezeu, vin oamenii să asculte un mesaj și nu pot să-l asculte, de la 9 până la 12 nu pot. Știți că sunteți păstori, primiți mărturii. Vin oamenii să se mărturisească, vin oamenii să spună, uite ce mă înfrânge, uite cu ce mă lupt, uite unde am nevoie de biruință, frate, roagă-te cu mine sau spune-mi ce să fac. Pentru că probabil ultima redută unde ar trebui să alerge
Un om care nu mai găsește liniște și slăbire din aceste presiuni ale imoralității este biserica. Nu ești la biserică. Este în societate, știm că aceasta este o modă. În societate știm că aceasta este o tendință. Hedonismul acesta domină gândurile oamenilor, planurile lor, ideile lor. Dar ce se întâmplă cu omul lui Dumnezeu? Ce se întâmplă cu omul lui Dumnezeu? Pentru că tot din această dorință de promovare de sine vin tot felul de manifestări, de prezentarea propriei persoane, propriilor abilități, înălțarea de sine în fața oamenilor, predicatori, cântăreți, oameni care slujesc în numele Domnului, dar se prezintă pe ei. Și cine mai are tărie să vadă lucrul acesta? Și cine mai are tărie să vadă că Dumnezeu este înjosit în casa lui și că slava care îi se cuvine lui și-o ia omul și că omul se duce acolo ca să atragă atenția spre sine, admirația spre sine? Și este foarte interesant cum a fost evaluat, ce impresie a lăsat. Și uneori slujitori ai lui Dumnezeu au această dorință de a se impune, de a primi aprecierea, de a primi laudele. Ceea ce este regretabil, un eșec în ce privește integritatea, în ce privește dorința de a da toată slava aceasta lui Dumnezeu pentru că este a lui Dumnezeu și de a se înălța pe sine. Distracțiile. Pentru că în contextul acestei provocări, omul caută fericirea în plăceri, caută satisfacția în dragoste, caută satisfacția în prezentarea de sine și înălțarea de sine, ceea ce se întâmplă în societatea aceasta, dar și în Biserica Domnului. Toate celebritățile acestea, care au nume, care sunt prezentate, care sunt publicate, iau locul lui Dumnezeu. Și între aceștia se pot afla oamenii lui Dumnezeu, slujitori ai lui Dumnezeu, care au nume, care au rating. Știți dumneavoastră ce vreau să spun? Au ratingul lor diferit de al altora, care au pretenții, care au așteptări. Este o provocare a vremii acesteia. Este la modă în lumea lucrul acesta. A devenit, începe, dorește să devină la modă în Biserica lui Dumnezeu. Străjerii lui Dumnezeu sunt chemați să vegheze la acest lucru. Se vorbește foarte mult despre respectul față de sine, stima față de sine, vrednicia proprie, că doar Dumnezeu a pus ceva valoros în noi. Știm ce a pus Dumnezeu valoros în noi. Pe Hristos. Pentru că în afară de Hristos, tot ce este în noi nu are preț. Pavel Apostolul a spus ca și credincios, era credincios atunci când a spus. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în ceea ce ține absolut de mine, firea mea păcătoasă. Dar altă dată spune, am murit cu Hristos, acum trăiesc, dar Hristos locuiește în mine. Este o filozofie a vremii acesteia, self-esteem, înălțarea de sine, vrednicia de sine, ce a pus Dumnezeu în tine, capacități pe care le-a pus în tine, toate capacitățile pe care Dumnezeu le-a pus și există. În firea pământească trebuie sacrificate, jertfite, puse pe altar, pentru ca tot ceea ce pune Dumnezeu prin Hristos și prin Duhul Sfânt să laude pe Hristos și nu pe om, să ne ajute Dumnezeu. O altă provocare a vremii acesteia este de data aceasta cu privire la atașamentul nostru față de cuvântul lui Dumnezeu și față de voia desăvârșită a lui Dumnezeu, relativismul. Relativismul afirmă că adevărul și binele sunt descoperite și stabilite de om, folosind voința, alegerea și preferințele proprii. Nu există adevăr absolut sau eroare absolută, nu există bine sau rău absolut. Ceea ce este adevărat pentru cineva nu este neapărat și pentru altcineva. Ceea ce este rău pentru tine, s-ar putea să nu fie rău pentru mine. Depinde de voința, de preferințele, de părerea fiecăruia.
Ne întâlnim, cred că și dumneavoastră, deseori cu atitudinea unor credincioși, tineri în special, dar nu numai, care atunci când sunt sfătuiți în cuvântul lui Dumnezeu, când se încearcă îndreptarea prin cuvântul lui Dumnezeu, spun: frate, înțeleg, asta e părerea dumneavoastră, eu am altă părere. Și atunci ai spus: frate dragă, aici n-am venit să ne duelăm în păreri, să vedem care rămâne deasupra. Eu îți vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, asta e înțelegerea dumitale din cuvântul lui Dumnezeu, dar eu am o altă înțelegere. Pentru că își face tot mai mult loc în inima oamenilor și poate chiar și a slujitorilor acest relativism cu privire la lucrurile absolute, absoluturi și non-absoluturi. Și cuvântul lui Dumnezeu nu mai este socotit ca autoritatea care stabilește clar, concret, ce este bine, ce este rău, pentru că Dumnezeu spune așa. Și oamenii pun părerile lor personale în locul cuvântului lui Dumnezeu. Scriptura spune, Domnul Iisus a spus: Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. De asemenea, Mica a spus: omule, ți s-a arătat ce este bine, ți s-a arătat ce este rău. Nu tu trebuie să stabilești aceasta. Nu rațiunea umană. Dumnezeu ți-a arătat ce este bine. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Frații mei, se apropie de noi tot mai mult timpul când Dumnezeu va testa în primul rând în slujitorii lui Dumnezeu și după aceea în toți credincioșii, credincioșia, atașamentul față de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că astăzi această tendință de globalizare, de a privi toată lumea ca o entitate unică, de a-și găsi fiecare locul, acceptarea acolo, nu se mai admite să fie cuvântul lui Dumnezeu autoritatea unică, cel puțin una dintre autorități pe lângă altele. Un păstor din America care ne-a vizitat de curând îmi spunea cu tristețe că a auzit că unul dintre colegii lui cu care a studiat cu ani în urmă teologia, care și el e slujitor într-o biserică, are păreri destul de instabile cu privire la poziția Scripturii față de relațiile acestea homosexuale. L-a întâlnit, a stat de vorbă cu el și vrând să se încredințeze de asta, l-a întrebat: spune-mi, tu crezi că Iisus este singura cale care duce la viață, la mântuire? La care fostul lui coleg a răspuns: auzi, eu nu cred că Dumnezeu m-a chemat să judec pe cineva. Și am fost așa dezamăgit, a spus el, era colegul meu. Avea altădată un crez ferm, nu se clătina de pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum spune: nu-i chemarea mea să judec pe nimeni. Se apropie momentul când Dumnezeu va pune în evidență statornicia, integritatea noastră, atașamentul nostru față de cuvântul lui Dumnezeu, poate chiar prin teste foarte severe, suferințe, amenințări, amenințarea libertății noastre. Dumnezeu dorește credincioșie și integritate față de această părere a relativismului care respinge absoluturile. Umanismul. O altă provocare, poziția filozofică ce pune omul și valorile umane mai presus de orice, orientându-se în special asupra omului ca individ. Omul constituie astfel valoarea supremă. Este un scop în sine și nu un mijloc. Umanismul implică un devotament pentru alegerea adevărului și moralității în sprijinul interesului omului. Umanismul pune în centrul interesului pe om și nevoile lui. În locul lui Dumnezeu. Biblia este aceea care vorbește din partea lui Dumnezeu și revarsă adevărul ei peste oameni, plecând de la această implicație. Dumnezeu este în centrul tuturor lucrurilor. El este creatorul, El este susținătorul vieții, El este finalul istoriei, El este în jurul tuturor lucrurilor și în dragostea sa a descoperit o cale prin care oamenii pot să fie mântuiți.
Umanismul afirmă sau urmărește binele, întâi de toate, confortul și siguranța trecătoare a persoanei sau a familiei. Unde au implicații aceste lucruri în slujirea noastră, în predicarea noastră, în deciziile noastre în biserică? De exemplu, în cazurile de disciplinare bisericească, este lucrarea care totdeauna se face cu strângere de inimă, nu este o plăcere și o bucurie nici pentru slujitorii Domnului, nici pentru cei implicați, dar este o provizie a lui Dumnezeu spre bine, spre salvare, spre îndreptare, spre ridicare. Și adeseori sunt ezitări din motive umaniste. Dar știți, are familie, are și copii, ce zic copiii? Dar Dumnezeu unde este în raționamentul acesta? Locul lui Dumnezeu unde este aici? Cazurile de divorț sau recăsătorire. De atâtea ori omul lui Dumnezeu spune, da, știm ce zice Biblia. Cuvântul Domnului este clar, e limpede, dar știi cum? Are 24 de ani. Ce face de la vârsta asta? Perspectiva este umanistă, perspectiva nu este cu Dumnezeu în centru, cu voia lui Dumnezeu onorată și cinstită, cu cuvântul lui Dumnezeu urmat în toate lucrurile, ci cu situația omului, poziția omului, confortul omului, perspectiva omului. Și dacă se poate să se modifice rigorile cuvântului lui Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu, dar să se asigure confortul, liniștea și binele omului. Asta se întâmplă în societate. Drepturile omului sunt deasupra Scripturilor. Sunt deasupra lui Dumnezeu. Ce mai înseamnă poziția lui Dumnezeu astăzi? Ce mai înseamnă pentru societate afirmațiile Scripturii față de drepturile omului? Cine mai ține cont de asta? Dar în biserică, slujitorii lui Dumnezeu sunt chemați să fie atașați de cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu și de voia lui. Nimeni nu iubește pe oameni mai mult ca Dumnezeu. Nimeni n-a dovedit dragoste față de oameni și nevoile lor mai mult ca Dumnezeu. Nimeni. Cu toate acestea, în toate căile sale, Dumnezeu arată dragoste și credincioșie pentru cei ce se tem de El. Amin. Tot din motive umaniste, mai ales în sfera bisericească, este privită și problema mai fierbinte acum în lumea noastră, a căsătoriilor unisex, a homosexualilor. Am dorit și eu, ca mulți dintre dumneavoastră, să văd care este poziția celor slujitori care par favorabili acestor lucruri. Ei ce spun din Scriptură, ce argumente au, cum înțeleg Scriptura? Și ați văzut care sunt argumentele? Păi zice, și ei sunt oameni. Și ei trebuie iubiți. Și pentru ei a murit Iisus. Și Dumnezeu și pe ei iubește. Și toate astea sunt adevărate. Și toate astea sunt adevărate. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și Dumnezeu iubește pe păcătoșii de toate felurile. Și le vrea binele și le vrea mântuirea și s-a ocupat de problema lor ca toți să fie mântuiți și niciunul să nu piară. Ce cere Dumnezeu este păcătosul să se întoarcă de la calea lui cea rea. Interesant. Că aceiași oameni care sunt concilianți în problema asta spun, domnule, criminalii și pe ei iubește Dumnezeu și vrea să-i mântuiască. Și îi mântuiește. Da, să se lase de crime. Și Dumnezeu iartă și îi primește și chiar se folosește de ei și îi binecuvintează. Da, să se lase de asta. Hoții. Și ei sunt iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu îi mântuiește. Da, să se lase de hoție. Ei, pe ăștia așa iubește Dumnezeu că nu le cere să se lase de păcat. Nu e adevărat. Și zice, da, cum pe ăștia să-i urâm? Să ne ferească Dumnezeu. Nu, să iubim ca pe toate categoriile de oameni care sunt vinovați de păcat. Așa să iubim, așa să-i căutăm, așa să le predicăm, așa să ne rugăm pentru ei, așa să dorim să-i aducem în împărăția lui Dumnezeu, la fel, că dacă facem vreo deosebire, suntem vinovați. Dar nici în partea cealaltă nu trebuie să facem deosebire. Tuturor le spunem, dar cine se lasă de păcat, se leapădă de el, capătă îndurare, aici capătă îndurare fără să se lase de păcat, fără să se lepede de el. Nu e adevărat. Dacă cuvântul lui Dumnezeu rămâne reperul la care raportăm toate situațiile pe care trebuie să le privim din prisma lui Dumnezeu, este bine. Dacă umanismul
începe să încălzească inima într-un fel în care dragostea oamenilor devine mai mare decât a lui Dumnezeu, care știm că este imposibil, niciodată nu va fi adevărat, atunci ceva nu este în regulă acolo. Și acolo este tocmai acest umanism care îl dă pe Dumnezeu la o parte și pune omul. Vă aduceți aminte, este o cântare în cântările, în bisericile noastre se cântă. Am cerut în adunarea noastră să nu se mai cânte. Este o cântare care spune, mai mult decât orice, Dumnezeu iubește omul. Așa spune Biblia. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că mai mult decât orice, Dumnezeu iubește omul. Dumnezeu iubește omul, nu mai mult de orice. Mai mult decât orice, Dumnezeu iubește numele Său și slava Sa. Mai mult decât orice. De aceea spune că și pe noi, Dumnezeu, spune Pavel în Efeseni, ne-a mântuit spre lauda slavei Sale. Ne-a mântuit și ne-a făcut bine. Și ne-a salvat și din întuneric ne-a dus la lumină și din iad în împărăția lui Dumnezeu pentru lauda slavei Sale, pentru că mai mult decât orice Dumnezeu iubește slava Sa, sfințenia Sa, numele Său veșnic. Și tot ce face, inclusiv mântuirea oamenilor, face pentru lauda slavei Harului Său, pentru lauda slavei numelui Său. Umanismul pune omul și nevoile lui înaintea lui Dumnezeu, a voii Sale și a sfințeniei Sale. Este o provocare. Apoi o altă provocare contemporană la adresa integrității este pragmatismul. În concepția aceasta, adevărul opiniilor, ideilor, credințelor adevărate este dat de succesul acestora în experiență. De capacitatea acestea de a genera succes. Pentru pragmatism este adevărat nu ceea ce concordă cu realitatea obiectivă, ci ceea ce se dovedește a fi avantajos, adică lucrează. Însă și credința în Dumnezeu se afirmă este adevărată, poate fi acceptată, dacă funcționează satisfăcător în sensul cel mai larg al cuvântului. Lucrurile care dau rezultate sunt bune, asta spune pragmatismul. Tot ceea ce conduce la succes, tot ceea ce dă rezultate, e bun. Și ăsta este modul lumii de a defini succesul, de a căuta succesul, de a realiza succesul, dar nu este modul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este consecvent totdeauna principiilor Sale, este consecvent sfințeniei Sale, neprihănirii Sale. Din pricina aceasta, sunt metode prin care se caută atragerea oamenilor în număr mai mare la Dumnezeu. Dacă nu putem să-i atragem cu mijloacele lui Dumnezeu, cu lucrurile lui Dumnezeu, cu rugăciunea, cu mesajul vibrant al Evangheliei care atinge inimile, care face păcătosul să cadă înaintea Domnului, să plângă, să ceară îndurare, atunci îl putem atrage cu altceva. De exemplu, cu tot felul de divertismente. Și oamenii vin, și oamenii se adună. Și numărul crește și adunarea se umple. Dar nu întotdeauna metodele folosite sunt cele care au aprobarea lui Dumnezeu. Folosirea divertismentului în lucrarea lui Dumnezeu, în biserică, pentru atragerea oamenilor, își găsește loc aici și acolo. Am primit noi nu de mult, mulți dintre noi, acum câteva zile, probabil o săptămână, un e-mail cu imagini, cu clipuri, cu tot. Ce se întâmplă în unele locuri în numele Domnului pentru adunarea oamenilor, pentru a crede că aduc o închinare lui Hristos, lucruri absolut lumești și care nu au legătură cu evlavia, cu sfințenia. Despre formația aceea care a fost în țara noastră, am văzut și eu câteva clipuri din acestea, care se numește Not an Idol. Nu un idol. Dar te uiți acolo și întrebi, dar ce atunci? Vorba fratelui, mai mulți. Mai mulți idoli. Dar în speranța că nu observă nimeni, numele trupei este nu un idol. Poate cum asta vrea să spună, nu știu. Dar în orice caz, este lamentabil.
Și când acele lucruri sunt promovate de slujitori ai lui Dumnezeu, și când ei sunt acolo să facă loc acestor lucruri și să le prezinte oamenilor, este trist, pentru că oamenii aceia se amăgesc și oamenii aceia sunt îndepărtați de Dumnezeu, dar li se creează o impresie falsă că au avut de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu. Sporirea numărului celor botezați printr-o evaluare superficială a experienței lor cu Domnul. Am fost invitat într-o adunare la un botez. Și păstorul din adunarea aceea mi-a zis: frate, te rog împreună cu mine să luăm mărturia candidaților. Bine, eu atunci veneam în ziua botezului, eram acolo, era în desfășurare serviciu divin. Și a zis: uite, eu iau mărturia unuia, dumneata următorul, pe urmă iar eu și după iar dumneata. Bine. Și am ajuns la unul dintre tinerii care era acolo și i-am pus întrebare și am spus: ai tu încredințare că Domnul Iisus a iertat toate păcatele tale? Nu știu, a zis el. Dar crezi tu că Domnul Iisus Hristos te-a mântuit, te-a făcut un copil al lui Dumnezeu? Da, cred, a zis el. Nu m-a convins deloc, dar a zis măcar ceva pozitiv. A trecut la următorul păstorul, la următorul la care am fost, a fost așa de penibil, acolo la serviciu divin am spus: rog frumos să mi se permită să mă retrag și fratele păstor va continua lucrarea până la capăt. Și m-am retras. Da, dar era un număr de oameni la botez acolo. Și nu știu, n-am urmărit, dacă n-a ajuns și în revista cultului fotografia cu nu știu câți botezați acolo, care unii dintre ei, nu toți, nu știu dacă au fost iertați sau sunt sau nu, nu erau siguri. Frații mei, da, e un număr, pentru că nu, sună cumva, dacă ați avut botez, câți ați avut? 4. E bine, 4. Dar dacă ai avut 25, 30, 40, 60, 80 și slavă Domnului, 100 să fie. Dar să nu constituie doar număr, se constituie realitatea lucrării lui Dumnezeu în viața oamenilor. Altfel este pragmatism, care înseamnă ceea ce lucrează, ceea ce sporește numărul, ceea ce completează o imagine mai frumoasă, trebuie să fie bun, trebuie să fie bine. Tot aici la pragmatism aș vrea să mai vorbesc despre puțin despre un termen care a fost amintit astăzi, despre relevanță. Frații mei, auzim așa de mult, în secolul 21 biserica trebuie să fie relevantă, biserica trebuie să aibă un mesaj relevant. Și eu zic amint, pentru că m-am uitat în dicționar să văd ce înseamnă relevanță. Și relevanță înseamnă calitatea de a avea semnificație, calitatea de a fi important. Păi sigur că biserica să dea Domnul totdeauna să dovedească această calitate de a avea semnificație în viața oamenilor și în lume și în dinamica vieții și de a fi importantă. Numai că, dacă ne uităm atent, putem constata că lucrurile sunt înțelese altfel. Biserica să aibă relevanță în mijlocul lumii, de atâtea ori înseamnă biserica să câștige aprobarea lumii. Și asta e trist. Pentru că biserica nu are nevoie de aprobarea lumii. Biserica are nevoie de ceea ce Domnul i-a dat, aprobarea lui Dumnezeu și însoțirea Duhului Sfânt. Și biserica n-a fost populară în lume. Și n-are cum să fie populară în lume, pentru că atunci când Domnul Iisus era ținut în brațe ca prunc, Simeon a spus: iată pruncul acesta, este rânduit spre coborârea multora și înălțarea multora și va fi o pricină de potignire în Israel. El va fi totdeauna o pricină de potignire. Când au venit oamenii aceia, iudeii aceia, să-l viziteze pe Pavel la Roma, i-au spus: noi n-am auzit de lucrurile care ne spui tu, însă am auzit de partida asta și am auzit că partida aceasta pretutinde stârnește împotrivire. Prin natura ei, prin sfințenia ei, prin mesajul ei, biserica n-are cum să câștige aprobarea lumii acesteia, pentru că biserica cu dragoste spune lumii acesteia că este greșită, că este pierdută, că este pe drumul spre distrugere și că Dumnezeu o cheamă la pocăință, la schimbarea drumului și la apropiere de Dumnezeu. Cum să fie populară lumea, biserica așa?
Dacă relevanță înseamnă o preocupare evlavioasă, sfântă, ca mesajul să fie clar, să fie limpede, să se adreseze concret nevoilor spirituale ale oamenilor și să fie inteligibil oamenilor, asta e relevanță în înțelesul cuvântului. Dacă însă biserica încearcă să câștige aprobarea lumii, laudele lumii, să fie vorbită de bine de lumea aceasta, să apară prin ziare, să apară pe la emisiuni, să apară undeva, nu asta este ce trebuie. Pentru că Apostolul Pavel spunea, dacă vrea cineva să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, va avea parte de prigoniri. Dacă nu vrea să trăiască cu evlavie, s-ar putea să se strecoare și fără astea. Dar dacă vrea să trăiască cu evlavie, să aibă un mesaj curat, sfânt, dumnezeiesc, în dragoste, dar direct, atunci nu se va alege cu laude, cu aplauze, ci dimpotrivă va trebui să rămână în picioare în fața testelor la care biserica ar putea să se pună, să se facă părtașă. O altă provocare este ecumenismul, care este mișcarea religioasă ce urmărește reunirea tuturor bisericilor creștine într-una singură. Ei, cum s-ar putea face asta dacă chiar s-ar face cândva? Dar ea a început de mult, este un proiect, se lucrează la el, sunt întruniri, sunt inițiative. Ideea este ca toate bisericile creștine, de orice coloratură, să vină la oaltă, să formeze una singură, ca să arate lumii acesteia minunăția unității creștine. Și asta este un lucru bun, pentru asta ne rugăm noi, la asta lucrăm noi în adunările noastre și dorim să păstrăm legătura, unirea Duhului prin legătura păcii. Cum s-ar putea face acest lucru? Fără compromis. Lucrul acesta înseamnă consensul și toleranța în aspecte de doctrină și de practică, atât de diferite. Dacă vreodată se va realiza lucrul acesta, el nu se va putea face decât pe baza compromisurilor. Și cum ar putea biserica să facă compromis de la adevărul pe care Dumnezeu l-a descoperit, pe care Dumnezeu l-a atestat prin însoțirea Duhului Sfânt, prin lucrările lui Dumnezeu, cum ar putea să facă compromis doar ca să apară un gen de unitate pe care în felul acesta Domnul n-a dorit-o niciodată. Dar o unitate în adevăr, în dragoste, în atașament de cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu, asta este ceea ce dorește Dumnezeu. Probabil că provocarea care ne stă în față cel mai puternic este legată de pluralism. Pluralismul, o altă provocare a integrității, a atașamentului față de Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu, de învățătura adevărată. Trăim într-o lume multiculturală cu o diversitate de religii. Pluralismul spune toate religiile sunt de acceptat. Ele reprezintă fațete diferite ale adevărului, nici una dintre ele nu deține întregul adevăr. Nimeni nu posedă adevărul. Cine pretinde că are adevărul întreg este bigot. Pentru a arăta respect pentru crezul, pentru religia fiecăruia, este nevoie de tact și de toleranță. Ne uităm ce se întâmplă în ultimul timp în mijlocul, în jurul nostru. În Europa noastră, valul acesta de emigrări din lumea musulmană, care se revarsă peste Europa, Europa continuă cu călăuzirea ei, în ghilimele, pentru că, frații mei, acum câtva timp, civilizațiile avansate ale lumii, civilizațiile cele mai democratice, au dorit să exporte, așa s-a spus atunci, să exporte democrație în Orientul Mijlociu. Acolo erau niște tirani, niște oameni care apăsau națiunile cu mână de fier, țineau pe oameni la oaltă, Saddam Hussein, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi și ceilalți. Și s-a spus, dacă oamenii ăștia ar fi înlăturați, acolo s-ar revărsa democrația, oamenii ar fi liberi, s-ar dezvolta, ar gusta și ei, într-adevăr, viața, și i-au eliminat, unul câte unul. Și știm câtă democrație este acolo.
Și știm câtă liniște este acolo și câtă siguranță este acolo și din pricina liniștei și siguranței, milioane de oameni, sute de mii, milioane, în lunile următoare vor părăsi zonele acelea și vor veni aici la noi. Iar noi ce să facem cu ei? A doua inițiativă inspirată. Îi împărțim în toate națiunile din Europa. Să nu fie nici una fără de ei. Toate să-i aibă. Mai mulți, mai puțin, după capacitatea fiecăruia, dar noi îi ducem peste tot, peste tot și îi plantăm acolo. Ar dori națiunile mari ale lumii acum să se scoale din morți Saddam Hussein și toți ceilalți să-mi fie și să fie din nou în locul ăla și să facă acum ce au făcut atunci, că bine ar prinde lumii acum, să mai facă odată ce au făcut atunci. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Spune Scriptura că Dumnezeu prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și acum a doua ispravă. Toată frământarea asta, cu sancțiuni, cu amenințări, cu tot, toți trebuie să-i primiți, toți trebuie să-i găzduiți, toți trebuie să-i aveți, că ei trebuie neapărat să fie în toată Europa. Și vor fi. Și când vor fi acolo, vor face ce au făcut peste tot. Vor cere drepturi, vor cere respect, vor cere să se țină cont de ei, să se țină cont de crezul lor, de religia lor, de tot. Și nu era asta, nu avem probleme cu ei. Problema este ca să se facă loc religiei lor, trebuie să se ajusteze celelalte. Și să trăim în armonie, și să trăim în pace, și să trăim ca niște oameni pe aceeași planetă. Și asta va fi o provocare pentru Biserica lui Dumnezeu. E adevărat, noi știm din Scriptură că Dumnezeu spune că va veni un ceas al încercării peste toată lumea, ca să încerce pe toți locuitorii Pământului. Dar acea Scriptură spune că înainte să vină încercarea asta în toată lumea, pentru toți locuitorii Pământului, va veni o încercare doar pentru Biserica lui Dumnezeu. Și Scriptura ne lasă să înțelegem că asta este o inițiativă a lui Dumnezeu și e bună și are în vedere lucruri bune. Pentru că Petru Apostolul spune, suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Cine o începe? Diavolul? Nu, Dumnezeu o începe. Și o începe cu gând bun. Și o începe cu gând glorios. Începe judecata. Ce înseamnă judecata? Asta înseamnă testarea lui Dumnezeu. Punerea bisericii sale la încercare, la test. Pentru a o ridica, pentru a o întări. Pentru a-i face slava să strălucească și mai mult și pentru a-i stimula credincioșia față de Dumnezeu. Și multiculturalismul acesta sau curentul acesta, pluralismul acesta, înseamnă respect pentru credința fiecăruia, nicio credință cu adevăr absolut, nicio credință cu mesaj absolut, ci toate cu mesaje relative ca să facă loc și celorlalte. Și cine se încumetă să răspundă altfel decât acel păstor, eu nu sunt chemat să judec pe nimeni și să spună Iisus Hristos este calea, nu este niciun anume dat sub cerul oamenilor să fie mântuiți, ne dăm seama cum va fi primit, ca un pericol public, ca un atentat la unitate, la armonie, la bună conviețuire. Și dacă este un popor care face asta și dacă este o mulțime care face asta, asta este un pericol social. A mai fost altă dată creștinismul privit așa? A mai fost. Multe instanțe, dar în vremea împăraților romani. Era un pericol social, trebuiau stârpiți pentru binele societății, pentru pace, pentru armonie, pentru siguranță. Frații mei, în final, aș vrea să ne aducem aminte că noi, ca slujitori ai lui Dumnezeu, avem o responsabilitate deosebită pentru vremea aceasta în care trăim. Și anume, să ne aducem aminte că Domnul prin Ezechiel ne spune că ne-a pus străjeri. Străjerul este cel care trebuie să vadă înaintea altora pericolul care se apropie, ca să-i anunțe pe ceilalți în timp și să se pregătească să se apere. Fiul omului, iată, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să auzi cuvinte din gura mea și să le spui, fiul omului, ceea ce eu îți voi spune. Chemarea noastră în vremea aceasta este să fim străjeri, să avem ochii deschiși, să vedem aceste lucruri, să vedem implicările lor, să vedem influența lor asupra bisericii și asupra slujitorilor lui Dumnezeu. Apoi, chemarea noastră este să ne evaluăm permanent viața noastră, chiar înaintea lucrării pe care o facem. De două ori Pavel se adresează slujitorilor, odată unui grup de slujitori, altădată doar lui Timotei.
Dar prezintă o ordine în care ar trebui să evaluăm lucrurile și citez întâi din Faptele Apostolilor 20:28. Prezbiterii din Efes au fost chemați la Milet, Pavel știa că nu se va mai întâlni cu ei altădată și vroia să toarne inima lui în inima lor, să-i facă conștienți de responsabilitatea lor pentru vremurile care vin. Și le-a spus așa, luați seama la voi înșivă și apoi la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți turma Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Dar remarcați, spune, luați seama întâi la voi, la viața voastră, la caracterul vostru, la integritatea voastră, la relația voastră cu Dumnezeu, la statura voastră spirituală, luați seama la asta întâi. Și după aceea, pe acest fundament, luați seama la turma lui Dumnezeu și slujirea pe care o faceți turmei, pentru că aceasta este așa de prețioasă Domnului, care a răscumpărat-o cu chiar sângele lui. Când îi vorbește lui Timotei, 1 Timotei 4:16, Pavel spune la fel. Ia seama la tine însuți și la învățătura pe care o dai altora. Pentru că dacă vei face așa, te vei mântui și pe tine și pe cei ce te ascultă. Asta e responsabilitatea noastră ca oamenii lui Dumnezeu. Nu întâi la lucrarea Domnului, nu întâi la slujire. Întâi la noi înșine, la viața noastră, la legătura noastră cu Dumnezeu, la evlavia noastră, la curăția noastră, la motivația noastră și după aceea la o lucrare responsabilă, conștientă, cu sacrificiu făcută pentru Domnul. Înțelegând provocările timpului său, Pavel i-a chemat pe prezbiterii din Efes la Milet, el știa că viitorul și siguranța bisericii depindea și de integritatea și de credincioșia lor și atunci le-a dat aceste îndemnuri solemne. Mă rog ca Domnul cel Bun să ne binecuvinteze în vremurile acestea speciale, să ne ajute să fim credincioși și integri cu ajutorul Lui și așa să slujim poporului Său și așa să-L așteptăm pe Domnul. Amin.